Hidroelectrica a avut o scădere a prețului pe acțiune destul de agresivă în ultima perioadă. Și atunci, după această scădere, este acum un moment bun să achiziționez compania? Sau poate ar trebui să aștept și să merg în altă parte? Te salut, Cristian Trăboiu sunt, consultant financiar și investitor în piețele financiare. Și astăzi aș vrea să discutăm puțin despre hidroelectrica și despre prețul țintă pe care ar trebui să-l aibă această companie pentru sfârșitul acestui an. Prețul țintă dat nu doar de mine, ci și de o companie de profil din domeniu. Despre ce o să discutăm, pas cu pas? Păi avem în fel următor. Avem un scenariu 1 și un scenariu 2. Adică o să facem o analiză tehnică, să vedem cam care ar trebui să fie direcția companiei, cel puțin din punct de vedere tehnic, și o să ne uităm și pe o analiză fundamentală făcută de Swiss Capital. Și vom vedea ce prescind au ei pentru hidroelectrica pentru sfârșitul acestui an. Și, bineînțeles, o să se arăt. Și o analiză fundamentală făcută de mine, și vom compara cele două analize astfel încât să vedem care este direcția companiei pentru următoarea perioadă. Ca să reușim să răspundem la întrebarea dacă ar mai trebui să investești în 2024 în hidroelectrica sau poate ar trebui să mergi în altă parte. Și cum o să facem toate aceste lucruri? Păi, după cum am spus, ne apucăm în primul rând de o analiză tehnică. Și avem aici hidroelectrica, avem câteva zone de suport și de rezistență. Și am avut impuls corecție, impuls corecție, impuls corecție. Bun. Am avut și un trend care la un moment dat a fost spart, care s-a infirmat și a devenit un trend decelerat. Trend tot ascendent, dar decelerat. Și haideți să facem două scenarii. Primul scenariu spune în felul următor. Prețul care astăzi este la 122 de lei ar trebui să se corecteze și să mai scadă până pe la 120-121 și de aici să înceapă să crească din nou. Asta înseamnă că vom avea minime în continuare în creștere. Dacă avem minime în continuare în creștere, trendul nu se schimbă. Rămâne tot trend ascendent. Doar că se schimbă panta. Adică, deci trendul este în continuare ascendent, doar că se schimbă panta trendului. Acum, scenariul acesta, să știi că are șanse cele mai mari să se întâmple. De ce? Pentru că un trend are șanse mai mari să se continue decât să se schimbe. Dar se va întâmpla 100% așa. Siguranță nu. Tocmai din această cauză avem nevoie și de un scenariu 2. Scenariul 2 spune în felul următor, că prețul se va corecta mai mult decât minimul precedent și de aici va începe să crească. Asta înseamnă că minimele vor fi în scădere. Dacă avem minime în scădere, avem trend descendent. Acum, acest scenariu are șanse mai mici să se întâmple și pe trendurile descendente, în condiții normale de piață, noi nu cumpărăm. Da? cumpărăm doar în cazul în care vrem să facem o replicare a unui indice bursier. În cazul în care nu vrem să facem replicarea unui indice bursier, nu cumpărăm niciodată pe trenduri descendente, așteptând ca trendul să se schimbă și să devină din nou trend ascendent. Și haideți să vedem cum se face și o analiză fundamentală. Și avem aici o analiză făcută de Swiss Capital. Swiss Capital spune în felul următor Prețul țintă pentru 2024 este de 120,9 lei Adică, fix ce am arătat și eu mai devreme Și ei dau un verdict de neutru pentru această companie în momentul de față Adică și ei anticipează că prețul pentru acest an ar trebui să fie undeva pe la 120-121 de lei pe acțiuni Ok Haideți să vedem care este prețul meu țintă pentru această companie, pentru că am făcut și eu o analiză asemănătoare. Și dacă ne uităm în tabelul meu, unde îmi fac eu analiza pentru toate companiile din România, aici avem hidroelectricare, care în momentul de față este analizată atât din punct de vedere calitativ, cât și cantitativ, cât și avem o prognoză după analiza tehnică. Și prețul țintă de achiziție după analiza tehnică este 120 de lei. Adică, după ce am făcut analiza tehnică împreună aici, am pus acest preț țintă de 120 de lei ca fiind prețul țintă de achiziție. Asta înseamnă că, în momentul de față, ar trebui să cumperi hidroelectrica? Pune în zona de comentarii dacă tu cumperi astăzi hidroelectrica. Pentru că eu fac în felul următor. Eu voi continua să cumpăr în continuare hidroelectrica, pentru că pe mine nu mă interesează ce se întâmplă azi cu prețul pe acțiune. Nu, astăzi este momentul în care vreau să-mi iau randamentele pe această companie, pe mine mă interesează ce se întâmplă cu compania și cu direcția companiei pentru următorii 10 ani. Și atunci, eu voi continua să cumpăr această companie. Acum, conform celor două metode de evaluare, atât eu cât și compania de profil, Price Capital, avem prețuri asemănătoare, prețuri țintă pe care vrem să le atingem anul acesta, adică undeva pe la 120-121 de lei. Este prețul țintă atât al meu cât și a celor de la Swiss Capital, preț țintă de achiziție. Asta înseamnă că e bine, că e rău? Nu știu. <laughs> Dacă e bine sau e rău, este în funcție de ceea ce vrei să faci tu. Pentru mine este bine. Pentru tine, nu știu. Asta înseamnă că toată lumea ar trebui să cumpere hidroelectrică acum? Păi nu ne neapărat. Nu neapărat. De ce? Pentru că sunt persoane care vor să obțină randamente maxime în perioada cea mai scurtă de timp. Însă, în același timp, sunt persoane care fac replicarea de indice BET. Cum fac eu, de exemplu. Și în momentul în care fac replicarea indicelui BET, pe mine nu mă interesează ce se întâmplă cu acțiunea mâine, poi mine, la anul. Pe mine nu mă interesează ce se întâmplă cu compania în următorii 10 ani. Și eu am încredere că compania în următorii 10 ani va fi pe o, un trend ascendent și va produce randamente din ce în ce mai mari. Tocmai din această cauză, pentru persoanele care fac replicarea indicelui BET. Momentul oportun de achiziție acestui companii este în fiecare lună. Tocmai din această cauză, eu am creat un fișier special în care eu îmi țin toate investițiile pe care le fac în momentul în care fac această replicare a indicelui BET. Și bineînțeles, în momentul acesta am văzut că sunt foarte mulți oameni care vor și ei acces la acest fișier. Și în cazul în care și tu vrei acces la acest fișier și vrei să înveți cum se face replicarea indicelui BET alocând maxim 10 minute în fiecare lună, Păi o să-ți las un link în descriere să te înscrii la cursul pe care o să-l țin în următoarele zile și o să revin eu către tine cu un telefon. Acum, dacă ți-a plăcut acest video și apreciezi munca pe care am depus-o pentru tine, te rog, apasă butonul de like, lasă-ți aprecierea și ia în calcul să te abonezi la canal apăsând și clopoțelul ca să fii notificat de fiecare dată când fac un nou upload. Chiar dacă sunt consultant financiar și investitor acreditat de statul român, informațiile prezentate în acest video nu reprezintă sfat investițional personalizat pentru tine. Nu reprezintă sfat pentru plata taxelor și impozitelor și nu reprezintă sfat investițional adaptat nevoilor tale personale. Acest video prezintă perspective generale, informații și comentarii. Orice tip de active prezentat în acest video nu ar trebui considerat ca recomandare venită din partea mea. Acest video nu este și nu ar trebui să fie considerat niciodată ca fiind suficient pentru ca tu să iei o decizie investițională. În același timp, este posibil să deții un portofoliu personal, o parte sau toate activele prezentate în acest video. Și nu înseamnă că și tu ar trebui să deții aceste active.